Handbaliștii Ploieștiului s-au bucurat ca niște copii pentru că au învins o echipă de Liga Campionilor. Dimensiunea succesului a coincis cu primele puncte în Liga Națională. CSM Ploiești s-a impus cu 25-24 în fața celor de la HCM Baia Mare. Răzvan Farcaș și coechipierii nu se așteptau ca primul succes să vină tocmai împotriva campioanei și băimărenii au fost surprinși de replica ploieștenilor, fiind relaxați, dar și prea concentrați pe arbitri. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit astăzi. Mă bucur pentru această victorie. Am intrat în meci rău și l-am terminat și mai rău. Felicit echipa Ploieștiului, a dat dovadă că are o ambiție mare și asta s-a văzut pe teren. Un norocul de partea noastră, am reușit să trecem de etapa aia care de ghinioană. Pentru noi de-abia acum începe campionatul, e cireașa de pe tort. La feminin, cireașa de pe tort a fost pusă de Marina Dimitrovici. Handbalista CSM-ului a reușit un gol senzațional la ultima fază a meciului. O execuție cât un punct pentru echipa sa și unul nesperat, având în vedere cum s-a desfășurat înfruntarea cu HCM Roman. După primul sfert de oră, romașcanele au preluat conducerea și s-au ținut în frunte până la final. Atunci, sârboaica Dimitrovici a scos o execuție din joben pe care a dedicat-o colegelor. The game for impact. A fost un meci de infarct. Nu mi-a plăcut deoarece am început prost, dar în repriza secundă ne-am trezit și finalul a fost ca un cadou pentru noi. Am avut încredere astăzi în fiecare dintre noi. Am avut emoții, am vrut să câștigam, a ieșit cum am ieșit. A ieșit 31-31, iar finalul meciului îi hrănește pe suporteri până pe 24 octombrie. Tocmai peste o lună de zile vor mai juca handbalistele lui Hrupeț în sala Olimpia. Până atunci, duminică urmează deplasarea la Craiova, apoi o pauză de 3 săptămâni.